Ce s-a întâmplat totuși acolo? Că telespectatorii ce au mai citit, ce au mai auzit? Dumneavoastră ați fost acolo. Cum ați putut Păi ști a fost să... foarte simplu. Acum 2 ani și jumătate am fost chemați 15 inși, considerați cei mai buni arbitri români din diferite generații, numai arbitri FIFA, să constituie în Comisia Centrală. A fost vorba să fie Porumboiu. Porumboiu a spus, domnule, nu pot pentru că am afaceri. Are Și afaceri, nu atunci are eu timp. am sărit și am spus, domnule, dacă vreți să aveți liniște în Comisia Centrală, puneți-l pe Crăciunescu, pentru că ăsta sare bine cu presa și atunci să vedeți că toate arbitrajele nu o să mai fie greșeli intenționate. O să fie greșeli umane și iertătoare. Și așa s-a și întâmplat. Și, prin urmare, a fost el. A înțeles însă greșit că numai el a fost ales pe 4 ani. După ce a ajuns președinte, a modificat regulamentele, le-a supus Comitetului Executiv ca să fie la adăpost spre aprobare și atunci el a făcut. Eu am plecat de bunăvoie că n-am văzut ce se întâmplă, până l-a dat afară pe Salomir, pe Abrudan, mai sunt încă așa, l-a forțat pe Stâncan, pe Gherghe și pe George Ionescu să fie salariați chipurile ca să facă economie la salarii, dar el avea salariul mai mare decât președintele Federației. Și țineți cont că asta nu s-a spus în presă și nu știe multă lume. Din toți președinții care am apucat eu în 50 de ani, din 1950 încoace, niciunul n-a fost salariat. Iar el acum avea salariu cât toți ceilalți la un loc. Extraordinar, da. Iată Deci, un amănunt da, destul de interesant da, și... avea 1.500 de dolari pe lună. Afară de conturile care le făcea cu deplasări și mai afară că mai era și observator, asta nu se pune la socoteală că mai Da, suntem bine, apoi și noi. să... Da. Dar nu asta a fost motivul principal. Modul cum s-a purtat cu colegii și cu toată lumea și cum a dat afară o serie de arbitri în mod abuziv, cu de la sine puterii, fără să mai supună pe toată lumea aprobării Comitetului Executiv. Păi ăștia au dat, domne, examenii, au ajuns arbitri după 10-15 ani. Exact, da, după... Și exact cum a făcut și cu Serea, și cu Heleșteanu, și cu cel din la Timișoara, cum nu vine numele acum, așa. Deci au plecat o serie de arbitri care mai Exact. puteau fi folosiți. Pe birou ține numai la divizia B, mai sunt, dar nu pot acum să Da, fac darea sigur. de seamă. Important este următorul lucru, că tot pe cei 15 acum ne-a chemat, să hotărâm dacă mai merită să conduc. Și toți au spus nu. Vot 10 la 1. A fost numai Igna a dat pentru el vot, pentru că era Crăciunescu aici, era Igna, eram eu. Și atunci ăla Crăciunescu se uita ce scrie la pe hârtie. Și a fost rușine lui Igna ca să scrie că nu e de acord cu Crăciunescu. Și restul toți ceilalți au scris că nu mai e de acord. Dom'le, dacă 10 oameni spune că ești beat, Te duci și te culci. dom'le, dar eu zic, dacă spun și 3 că trebuie să te duci, dar Da. noi am fost 10. Prin urmare, eu nu spun, a încercat să facă ceva, dar cu stilul lui caracteristic nu se poate să facă niciodată nimic. Dom'le, el n-a condus nimic în viață. Vă rog să rețineți, ca să fii conducător, trebuie să ai niște calități. Trebuie să conduci și tu o comunitate, o școală, o clasă, ceva, o grupă sindicală, eu știu orice vrei dumneavoastră, ca să poți să te impui în fața unor. A luat-o de unul singur, a dus-o înainte și a... Plus că i-a intrat în cap că el iese numai cu picioarele înainte din Comisia Centrală, adică când moare. Nemuritor, da. Da, nemuritor. Nu e nimeni nemuritor, domnule, nici Da, cu așa mine, nici este. fără mine. Important este că el trebuia să țină cont de experiența care avem noi și de performanțele care le-am făcut, să reușească să ne atragă. Păi dacă el nu mi-a dat mie odată un telefon în 3 luni de zile, Extraordinar. la început, când m-a numit membru al biroului și mă cheamă la comisia, la cursul de vară, și nu dă nicio funcție, să stau acolo ca un nimeni, dom'le, nici măcar un cronometru, nici măcar să asist în sală la testele fizice. Dacă erați în locul meu, nu plecați, am plecat. Da, S-a sunt supărat. Dar în loc extraordinar. să dea un telefon când vine, că el a plecat în Franța, să-mi spună, dom'le, de ce ai plecat, mă, nenicule? Vreau să stăm de vorbă. Ai, poate că ai și mai tare ceva de Da, spus, dar corect. poate nimic. A, da, a plecat, s-a autoexclus, afară. Cine cântă fals, pleacă. Așa le-a spus la toată Comisia Centrală. Da, Dar nu, iată auziți, nu că... vreau să îi dăm prea mare Da, nu importanță neapărat. în să fie rolul Vă principal al așteptați să primiți emisiunii. un telefon de la mulți ani? De la cine? Din partea dânsului? Domnul, cu tot ce a făcut el rău pentru mine, și de ziua lui când s-a născut, și de Sfântul Ion, întotdeauna l-am felicitat de când a fost el arbitru ca deputat cu mine la divizia. Deci a debutat cu dumneavoastră. Poate chiar dânsul. Nu, Marodin. Domnule Rainea Vrâncini, prin noi, v-am spus-o și la început, vă transmit multă sănătate. Dar vreau să vă spun altceva. Vă Acum rog frumos. vreau să vă spun că acum când ne-a chemat,
S-a pus în discuție și prezența mea în Comisia Centrală, din nou. Asta vreau să întreb. Ce s-a întâmplat după ședință? M-au propus pe mine președintii de onoare cu drept de vot. Și au votat toți în unanimitate. Că, deci, felicitări pentru această nouă funcție, care, iată, nu de fapt, era ceea ce a fost și înainte și meritam. Și acum le-am atras atenția. Dom'le, nu vă mai jucați cu titlurile astea. Ori mi-l dați pe viață, ori dacă nu, azi sunt, mâine nu mai sunt, vine altul, mă dă jos. Mă. Asta, dom'le, este un titlu de onoare. De acord. Nu? Eu sunt cetățean de onoare a Galațiului, cetățean de onoare a Bârladului. Nu? Și acum o să-mi primesc, am fost informat că mâine la ședința... De la Măgușoaia? Da. Sau luni, probabil. În adunarea generală. Da. Ocazia alegerilor. Da, o să acorde, o să confere titlul de membru de onoare ai Federației. Și mă aflu și eu pentru aia. Cred eu un lucru normal. Da, și e normal, e normal, puteți fi și anormal. La mintea care au unii. Așa este. Da. Vom discuta un puțin și de evenimentul care va avea loc luni pe 21 noiembrie, pentru că emisiunea va apărea chiar luni de ziua alegerilor la Federația Română de Fotbal. Dar până atunci aș vrea totuși să mă opresc la lucruri legate un pic de trecutul pe care l-a avut marele arbitru Nicolae Rainea, pentru că am spus-o și de data trecută, dar și de fiecare dată când am avut ocazia, l-am avut invitat în studio, poate că o să veniți pe la Focșan să vedeți înregistrarea acelei emisiuni și aveți salutări de la dânsul, domnul Petrică Silvestru, un fost coleg de-al dumneavoastră din Francia, din Panciu mai precis, actualmente pensionar, este adevărat, se ocupă în continuare și de șah, este adevărat, dar ce este interesant, avem și câteva fotografii, dânsul în emisiune a povestit de un meci care a însemnat, de fapt, retragerea dânsului, era undeva la Baia Mare, Baia Mare a retrogradat, iar Craiova a câștigat campionatul. Un meci important. Vă mai aduceți ceva aminte de la acel meci și dacă vreți să-i transmiteți ceva lui domnul Petrică Silvestru? Da, bineînțeles, să-i transmit toate cele cuvenite, urări de bine și sănătate și eu cred că mulțumirile trebuie să fie reciproci, în sensul că am mers cu mine la linie, ca arbitru de linie, nu asistent, cum se cheamă acum, la foarte multe jocuri și vreau să vă spun că nu mi-amintesc de vreun moment neplăcut în ale arbitrajului în legătură cu Silvestru. De altfel, am fost și la el acasă, am stat și la masă la el, îi cunoșteam și familia. Știu că este un mare șahist, așa, și poate că era cel mai bun dintre arbitrii. Dar tot timpul se ține treaba asta, să vă întreb. Da, dar tot timpul muta numai nebunul. Care este ce? Mereu mi-a spus să-l întreb pe domnul Rainea, care ce era cel mai bun arbitru de la bătea pe toți. Șahist dintre arbitrii. Nu, așa este. Poate că n-au jucat cu toți, dar pe cei care au jucat i-a bătut pe toți, sigur. Da. Da, așa că Petrică a fost un băiat foarte bun, a lucrat la sindicate, după cât îmi amintesc eu, am fost acolo, era și Petrov, un alt arbitru care a murit. Nu, eu am fost prieten cu arbitrii din Focșani și cu cei mai dinainte. Eu l-am cunoscut pe Lupu Zigmund, care voi nici nu-l cunoașteți, că sunteți prea mici în vârstă, ca să poate nici nu erați născut, care a plecat în Israel. Ăla m-a arbitrat pe mine prima dată și când l-am văzut ce elegant arată, zic, bă, ce ar fi să mă fac și eu arbitru. Când l-am văzut pe Lupu Zigmund. Domnule Rainea, vă fac o mică destăinuire, pentru că am și catedra la Colegiul Național Unirea. Domnul profesor Zigmund Lupu a fost profesor 30 de ani la Colegiul Unirea, iar acum, cu ocazia inaugurării noii săli de sport, am un proiect de hotărâre către Consiliul Local, Comisia de Cultură, Învățământ și Sport, ca sala să poarte numele profesorului Zigmund Lupu. Am acordul băiatului Tony din Israel. Nici nu și se poate ce mai o să-i transmit domnului Tony. Nici nu dai seama cât mă bucur. Și eu am spus fără să știu. Domnul Silvestru, iată... Dar eu ți-am spus asta fără nu, n-am discutat până acum așa, acest lucru. Domnul Silvestru a pomenit de domnul Este o mare bucurie pentru... L-ați cunoscut cu ce fel de om era? Domnule, da, am învățat de la el arbitraj, domnule. Domnule, știi ce elegant era, domnule? Știi ce sever, în sensul bun al cuvântului, al dracului, cum spunem noi pe românește? Domnule, îți zicea din gură, dar nu-ți făcea rău. Înțelegi? Foarte elegant, îmbrăcat, frumos și fluiera cu eleganță și cu siguranță de te uimea, domnule. A fost arbitru foarte bun de divizia, domnule. Și faceți un act de mare îndreptate dacă faceți treaba asta, să știți, și o să vă iei o chestie foarte bună care v-ați gândit. Felicitări! Mulțumesc mult de tot! Domnule Rainea, de la Petrică Silvestru o să trecem la probleme legate tot de arbitraj, pentru că în emisiunea trecută v-am întrebat și despre Ionică Serea și despre Marius Marteș. Este adevărat că Ionică Serea a avut acea cădere, încearcă, face efortul mari să revină, dar niciodată cred că nu se va mai putea pe lista FIFA. În schimb, despre Marius Marteș, de la meciul cu Steaua cu Bacău și a mai avut tot la fel o partidă interesantă când a acordat de un, la fel 11 metri a Rapidului cu Cetate Suceava la Focșani,
Se pare că de fiecare dată Marius Martin și-a avut dreptate. Mai mult decât atât, i-a fost întărită această dreptate când un cotidian central de sport, care a scris un articol foarte urât, a reușit să revină printr-un articol cu titlul Revelația Marius Martiș. Chiar autorul articolului de atunci a fost și autorul articolului care a spus că iată, Marius Martiș a arbitrat, dacă nu greșesc, după partidă a lui Dinamo acasă, independent de orice alt lucru, demonstrând că a intrat pe teren ca un om neutru și a dus partida până la capăt, toate laudele, toate... L-ați văzut arbitrând, da, cel puțin în ultima perioadă. Chiar astăzi este la un meci greu într-un derby la divizia B. Și acum l-am văzut la televizor cu câteva minute înainte să începem noi. Mai erau vreo 10 minute, l-am văzut 80 de minute, a arbitrat foarte bine. Dar l-am văzut acum 2 săptămâni la Galați, a arbitrat Dunărea Galați cu Dacia Unirea Brăila, rezultat 1-1, a eliminat 2 jucători. Dom'le, eu după părerea mea, acum Marius Matej nu mai are niciun fel de problemă în privința experienței, a căpătat destul de experiență, are multe jocuri în picioare, s-a format, este foarte serios în primul rând, n-are nicio părere preconcepută când intră pe terenul de joc, are un plasament foarte bun, l-ajută și faptul că a jucat puțin fotbal, dar poate chiar mai mult în divizia B, deci are niște chestii aturi care, zic eu, îl face și îi dă siguranță. Minim m-a impresionat în mod plăcut față de alții care fac multe greșeli mărunte și supărătoare. La meciul ăla, cu cel puțin asta cu Dunărea. Și până am arbitrat și un meci al Oțelul tot la Galați sau în deplasare unde am văzut și a făcut Oțelul 0-0 la Vaslui sau nu știu unde. Iar la fel mi-a plăcut. Eu îl urmăresc cu plăcere, este un băiat de viitor și de altfel vreau să vă spun că și când era în crește de pe la cepe acolo, poate că am avut și eu un cuvânt de spus când a trebuit și unde a trebuit. Mă mândresc pentru că știu așa că indirect am și eu așa o mică contribuție da, la progresul lui, dar meritul ce mai este a lui, pentru că a avut foarte mare ambiție și să nu se uite ce scrie unul din la presă sau altul în legătură cu viața lui particulară, cu astea. Dom'le, știi ceva? Sunt răutăți care... Dom'le, poate unii sunt plătiți de colegii lui ca să-l bage exact pe ăsta să-ți iasă ei. Au încercat și cu mine treburile astea, să mă pună rău cu ăla, cu ăla, cu ăla, că am zis așa, că am zis așa. Și nu trebuie să pun la suflet asta. Eu să-și facă meseria pe teren ca acum și nu are nimeni nicio treabă. Alaltii trec. Trec. Au trecut, iată, și alegerile de la AJF Galați. Au fost? Nu, 17 decembrie. Ce ne puteți spune? Pentru că și la Vrancea se așteaptă alegerile. Domnul președinte Stan Gheorghiu și-a depus candidatura. Nu pot să spun prea multe. Domnul Răiniță era președinte la Galați. Da. Va mai continua dânsul? Nu mai este Roiniță. N-am știut. Da. Domnul Roiniță, fiind inspector principal 1, plătit de Direcția Județeană de Sport, și-a dat demisia de acum 2 ani. Și noi n-am știut. Și am aflat abia acum, în luna septembrie. Păi când... și cum a funcționat asociația? Păi cum a funcționat? El era acolo că nu mai este și raporta la Ministerul Sportului, la ANS, că nu mai este și el ducea activitatea la asta fără să știm noi. Și când am aflat, mi-am pus mâna în cap. De ce? Pentru că...